Salutare, Salutare tuturor! Ne revedem într-o nouă săptămână pe pagina Clubului de Carte cu Copiii la Povești și continuăm seria poveștilor transpuse online pentru voi. Pentru astăzi am ales o poveste super distractivă și o să citim împreună. Orată, te rog! Punicul meu este un extraterestru! Exact, ați auzit bine! Hai să vedem oare de ce cartea noastră îi numește pe bunici extraterestri. Hai să-i dăm drumul lecturii! Cartea Bunicul meu este un extraterestru a apărut la editura didactică Publishing House, iar noi am aflat despre ea de la Ioana Chicet Macoveiciuc și anume Prințesa Urbană. A citit-o ea odată și am urmărit și noi lectura ei și mi s-a părut super distractivă. Haideți să vedeți! De când eram mic, l-am văzut pe bunicul făcând lucruri amuzante, la început am crezut că era din cauza vârstei sale, dar apoi, într-o zi, am început să am hm, suspiciuni, așa că am început să fac cercetări. Ce că poartă baston? Da, probabil de aia e să fi părut. Hai să vedem. L-am observat îndeaproape, mai exact mi-am luat niște notițe în carnețelul meu secret. Uite aici carnețelul în care notează tot. Am avut nevoie de o grămadă de indicii pentru a ajunge la această concluzie. Dar acum sunt sigur. Bunicul meu e un extraterestru. <gători> Hai să vedem. De ce îi se pare lui că e un extraterestru? Și aflăm așadar indiciul numărul 1. Bunicul poate să-și scoată dinții. Seara îi pune într-o cutie micuță pe noptieră de lângă patul lui. I-am cerut deja să-mi arate cum e gura lui pe dinăuntru când nu își mai pune dinții. Dar, ce credeți? Refuză! De parcă ar avea, Doamne, ceva de ascuns! Pentru mine are sens dacă își pune dinții falși, înseamnă că pe dinăuntru ascunde ceva colț de extraterestru. <gântu -i> și uitați cum și-l imaginează pe bunicu! Are înăuntru! În gură o groază de alți dinți de extraterestru. Când el, de fapt, săracul, e știrb. <laughs> Hai să vedem ce mai descoperă micul nostru detectiv. Ajunge la indiciul numărul 2. Bunicul are un aparat în ureche. Îl văd adesea pe bunic jucându-se cu acest lucru. Se pare că are nevoie de acest dispozitiv deoarece nu aude prea bine. De fapt, eu cred că e o modalitate prin care păstrează legătura cu planeta lui. Și uite cum își imaginează că asta e planeta de pe care vine bunicul extraterestru și cum prin aparatul mic din urechi el de fapt aude tot ce se întâmplă pe planeta lui. Indiciu numărul 3 ne spune că bunicul vorbește adesea un limbaj necunoscut. Spune întotdeauna cuvinte ciudate, cum ar fi odinioară sau hop așa. Nu înțeleg nimic, dar de fiecare dată aceste cuvinte care îi scapă sunt extraterestre. Asta e clar. Și ne dă exemplu, băiețelul nostru, de alte cuvinte pe care le spune bunicul extraterestru câteodată. Gen formică, bitum, muscadin. Civit sau tranzistor. Niște cuvinte care se pare că numai bunicile știu, dar și anume adulți. Uite, așa ajungem la indiciu numărul 4. Bunicul știe prea multe lucruri. Ori de câte ori îl întreb ceva pe bunu, el are întotdeauna răspunsul. Bunicul meu știe absolut tot. Chiar și lucruri care s-au întâmplat acum mii și mii de ani. Dar în moment ce extraterestrii sunt mult mai evoluați și mai inteligenți decât noi, atunci toate astea sunt absolut normale. De ce credeți că bunicii știu așa de multe? Știu multe și au un creier mare pentru că au trăit mult și au învățat multe de-a lungul timpului. Hai să vedem idiciu numărul 5. Bunicul merge cu un baston bizar. Vezi că ziceai tu la început ceva de baston. Da. Prima dată când l-am văzut pe bunul folosindu-și bastonul, a fost la o plimbare și m-am gândit că era ceva suspect, deoarece pe capătul mânerului sunt gravate o mulțime de înscrisuri. După părerea mea, bastonul bunicului este o cheie care deschide o poartă spre galaxia sa. Ar trebui să încerc să-l folosesc în secret. <laughs> Uite aici e bastonul despre care e vorba și asta e poarta care și o închipuie băiețelul nostru că poate fi deschisă cu bastonul spre galaxia bunicului. Ajungem așadar la indiciu numărul 6. Bunicul poartă niște ochelari ciudați. De fiecare dată când bunicul îmi citește o poveste, își pune ochelarii. Au lentilele atât de groase încât îi fac niște ochi enormi. Cu asemenea ochelari, sunt sigur că el poate să vadă lucruri pe care alții nu le pot vedea, cum ar fi mesajele extraterestre ascunse la programele TV sau în cuvintele încrucișate. <laughs> și uite, cum și-l imaginează băiețelul nostru pe bunicul său că e un fel de extraterestru care citește în rebusuri mesaje criptate de către extraterestri. Și uite, așa ajungem mai departe la indiciul numărul 7 bunicului îi ies fire de păr din nas. Asta chiar pare o grozăvie. Este incredibil cât de mult păr are bunicul în nas. Nu știu cum reușește să respire. Uite, cum, cum se vede aici când stă întins că iese părul din nas. De fapt, cred că înfățișarea sa extraterestră îi iese prin nori și că, de fapt, el este complet acoperit de păr. <laughs> Uite, ceva de genul ăsta arată, de fapt, bunicul pe dinăuntru. O ființă verde acoperită de mult, mult păr. <laughs> Indiciu numărul 8. Bunicul cultivă legume care nu se mai găsesc la supermarket când mergem în grădina de legume, bunicului îi place să vorbească cu mine despre napi, croasne, ocă, scorționeră. Toate astea au nume amuzante pe care nu le-am mai auzit niciodată. Sincer, și eu am auzit doar despre napi, despre nerezdu nu. Sunt sigur că vin de pe planeta lui, pentru că la supermarket găsim totul, dar nu și pe acestea. Și uite cum și le imaginează că arată așa ciudat crescând în grădina de extraterestru a bunicului. Pentru că pe pământ n-a văzut așa ceva decât la bunicul. Și uite așa ajungem la indiciu numărul 9. Bunicul adesea privește stelele. De fiecare dată când merg cu el la casă, observăm galaxia cu telescopul său. Când îmi povestește despre planete și stele, bunul este întotdeauna puțin emoționat. Dar ce mi se pare mie cel mai ciudat e când îmi spune că sigur nu suntem singuri în Univers. Știe el ceva, nu mă dezurează, da? Și băiețelul nostru crede că se referă fix la faptul că și el vine de undeva de departe, bunicul, de pe ceva planetă ciudată. Și așa am ajuns la indiciul numărul 10, găsit de băiețelul nostru din poveste, care spune așa: Bunicul nu vrea să urcăm în mansardă, în spatele acestei uși Există inevitabil încă o mulțime de lucruri care dovedesc că bunicul este extraterestru, dar din moment ce ține cheia ascunsă, îmi este imposibil să arunc un ochi. Uneori l-am auzit meșterind câte ceva eu cred că acolo își construiește de fapt o navetă spațială cu care se toarcă înapoi pe planeta lui. <laughs> Și îl vedem aici pe bunic imaginat de băiețelul nostru care toată ziua meșterește la ceva navetă spațială. Ei bine, atâtea indicii sunt de ajuns. Datorită investigației mele, am reușit să adun o grămadă de dovezi în sfârșit și pot să-i arăt bunicului jurnalul meu secret și o să-i spun că mi-am dat seama de tot. Cine știe, dacă am noroc, Poate într-o zi mă va lua cu el să-i vizitez planeta. Și vedem aici pe bunic și pe nepot, și pe câțiva extraterestri simpatici care pleacă undeva în spațiu. Ei bine, aceasta a fost povestea noastră de astăzi. Nu știu ce să zic dacă într-adevăr bunicii sunt extraterestri sau nu, dar cu adevărat sunt cu totul fascinați pentru că reușesc să facă atât de mult pe plac vouă copiilor, nu? Mult mai mult decât noi, părinții, putem să o facem în fiecare zi. Le mulțumim bunicilor tuturor pentru răbdarea și înțelegerea și bunătatea de care dau dovadă și de iubirea necondiționată și uh, voi să o faceți la fel. Vă rog tare mult, când vă întâlniți cu bunicii, dați-le o îmbrățișare mare și mulțumiți-le pentru tot. Rămânem cu toții sănătoși și ne vedem săptămâna viitoare. Pa, copii! Pa, copii!